De data asta facem un salt în alt domeniu. După ce Horia Roman Patapievici a mai fost deja prezent în fața noastră de două, pe a treia oară, pentru a încerca să vă prezentăm o carte care nu există în momentul de față decât în limba română. E vorba de cel mai recent text al lui Mario Vargas Llosa, pe care l-a publicat în octombrie 2021, a apărut simultan în mai multe publicații internaționale importante și care e un fel de, nu vreau să anticipez nimic, dar are ceva testamentar. Mario Vargas Llosa e în momentul de față un om destul de în vârstă, deci nu se mai vorbește acum de vârstă, pentru că până vom fi acuzat de ageism și alte isme ale bolnave ale epocii noastre, și care cred că conține o sinteză a viziunii sale destul de întunecate asupra umanității. Deci, subtitlul Vânturile, care e o trimitere destul de neortodoxă, a spune, la un fenomen fiziologic și nu la unul meteorologic, e și o metaforă prin care Mario Vargas Llosa încearcă să opună viziunea sa lumii în decădere pe care o descoperă într-un text care are și valențe prospective. M-am amuzat la un moment dat să încerc să descoper când e plasată acțiunea propriu-zisă a acestui text și am ajuns la concluzia că e plasată în anul 2036, când Mario Vargas Llosa ar împlini, el este în viață și dorim să rămână, 100 de ani și pornisem de la momentul scrierii acestui text, anul 2000, și asta conferă un caracter, să zicem, de science fiction, acestei utopii negre, acestei distopii, care ne dă o imagine destul de puțin optimistă asupra prezentului și aproape niciun fel de speranță privind viitor. Când am scris prefața acestei cărți, care în limba spaniolă, sub formă de carte, cred că va apărea anul acesta, deci, încă o dată subliniez că ea nu există sub formă de carte decât în limba română. Restul a existat sub forma unui text de revistă de aproximativ 40 de pagini, pe care Denisa Comănescu mi-a mărturisit că a avut ideea să-l publice în limba română, mă laud un pic pe mine, după ce am scris în România Literară un fel de micro-recenzie a acestui text, pornind de la una din revistele în care a fost publicată, simultan, cum spuneam, Liberties, pe care editează un bun prieten al nostru, Leon Wieseltier. Deci ne aflăm, iată, în fața unui obiect unic. El nu numai că rotunjește seria de autor Vargas Llosa de la editura Humanitas, editura care l-a publicat în mod constant și cred că în momentul de față avem totalitatea romanelor lui și o bună parte din eseistica lui tradusă în limba română, pentru că Marius Vargas Llosa e și, după părerea mea, unul dintre importanții gânditori culturali pe care avem în momentul de față, un om care a fost mereu preocupat de ceea ce se întâmplă dincolo de cărțile lui, cărți care întotdeauna problematizează ceva important, fie că e vorba de destinul individual, fie că e vorba de soarta unor țări, a unor civilizații, de șansele dialogului sau non-dialogului politic și așa mai departe. Eu cred că, de fapt, Mario Vargas Llosa e unul dintre cei mai compleți autori care există în momentul de față. Pe lângă talentul literar, pe lângă punerea în pagină a scrierilor sale, vezi întotdeauna gânditorul viu. Sunt cărți care conțin idei chiar atunci când e vorba
de niște romane cu o miză în aparență mai mică, în care e vorba de pildă de povești de dragoste. Dar ele au întotdeauna un decor, un background extraordinar de tensionat, care ține de condiția omului în lumea de azi. Aici, în Vânturile, această condiție e tragică. E un sentiment tragic al vieții, cum ar fi spus Unamuno. Eu am citat acel Me duele España, Mă doare Spania, și nu Dulcea mea Spania, cum am văzut toate tradus de cineva, Mă doare Spania, pe Vargas Llosa. Nu întâmplător această carte e plasată în Spania, la Madrid, care e văzut așa un fel de capitală a decadenței, a decăderii unei civilizații cu care naratorul se identifică profund. Dar putea să fie la fel de bine Paris, Londra, New York, putea să fie București, Sofia, Moscova, oriunde, pentru că peste tot civilizația, așa cum o înțelege Vargas Llosa, adică un fel de identitate între cultură și existență, e într-o mare suferință. Și atunci suntem într-un crescendo aproape insuportabil, martorii felului în care rând pe rând dispar cinematografe, se închid librării, muzeele devin doar propriile lor, sunt conținute în ele însele, muzeele, în muzee care se deschid, spune el la un moment dat, încep să fie deschise doar o dată pe săptămână, apoi o dată pe lună și finalmente le sunt închise. Această metaforă a muzeului închis în sine, a muzeului anulat, e de fapt cea mai puternică dintre multele pe care ni le înfățișează, pentru că ea conține însă și ideea dispariției memoriei. Că ce e muzeul? Muzeul nu e o entitate pasivă, așa cum mă refer la muzeele bune și adevărate. Nu e un depozitar al ceva. E și locul din care pleacă idei și sunt mărturii despre ceea ce am fost și vom putea să fim în continuare. Acesta e unul din nivelurile în care nu putem să fim decât triști să-l parcurgem. Foarte triști suntem însă atunci când această decădere a civilizației este dublată de decăderea fizică a naratorului și detaliile sunt uneori greu, aproape imposibil de suportat. Dar cu arta lui, care aici e un amestec de ficțiune, eseu, de proză prospectivă, cum spuneam, de meditație filozofică asupra soartei omenirii, face ca până și tragedia personală să nu mai conteze atunci când, de fapt, e în joc moartea unei întregi civilizații. Vânturile care apar și marchează cu o frecvență destul de neliniștitoare textul, sunt forme de rezistență. Chiar vorbeam cu Horia, vorbeam într-un limbaj mai prietenesc, așa, despre ce semnifică ele. Eu le văd ca momente de nu doar de intensă emoție, ci și forme de protest. Sunt singurele aceste arme prin care personajul narator mai luptă cu ceea ce este inevitabil, adică dispariția unei lumi, dispariția unui oraș, pe fondul unei memorii precare. Paginile, probabil, cele mai tragice sunt cele în care autorul, narator, uită unde se află și trece prin niște experiențe limită ale corpului și ale minții. Pentru că nu mai știe cum să ajungă acasă, o acasă care, la rândul ei, e esențializată, e redusă la un micro-univers, la un univers domestic aproape fără speranță, o masă, un pat, o baie, băiță, da? Totul în miniatură,
în așa fel încât ființa umană e diminuată și pe această, pe această cale. Horia, știu că ai foarte multe lucruri de spus și vreau să-ți mai las din timp, pentru că am tendința asta de a vorbi prea mult ca toți profesorii senili din lumea de azi. Cartea o veți parcurge, sunt absolut sigur, cu multă plăcere pe de-o parte, pentru că este admirabil scrisă. Marius Vargas Llosa este un stilist de primă mână, dar veți fi și foarte neliniștiți, pentru că multe din aceste probleme pe care încă poate nu le vedem în amploarea lor, sunt și problemele fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc mult!